Trei partide ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. Este vorba de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, PAS și Partidul Politic Șor. Cel puțin așa arată datele unui sondaj realizat de compania CBS Research, IDIS Viitorul Moldova și Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale din România. La capitolul încredere, lideri sunt șeful statului Maia Sandu, primarul capitalei Ion Ceban și președintele de onoare al PSRM Igor Dodon. Dacă socialiștii rămân în bloc cu comuniștii, iar acumula 25,2% din sufragii, pe locul al doilea e PAS cu 22,7%, urmat de Partidul Șor cu puțin peste 8%. Celelalte partide nu ar trece pragul electoral de 5%. La urne s-ar prezenta 70% din alegători. Autorii studiului i-au întrebat pe oameni în care politician au încredere fără să le dea variante de răspuns. Pe primul loc s-a poziționat șefa statului Maia Sandu cu 16,6% din respondenți. Urmează președintele de onoare al PSRM Igor Dodon, pe care l-au menționat din prima 10,3%. Ilan Șor are o bază de susținere de 2,1%. Liderul PCRM Vladimir Voronin și primarul Ion Ceban sunt la egalitate cu câte 1,7%. Sondajul a fost realizat de IDIS Viitorul împreună cu CBS AXA și Institutul Liceu Brătianu pe un eșantion de 1134 de persoane. Eroarea constituie plus minus 2,8%. IDIS Viitorul e o comunitate de experți, iar CBS AXA e o companie mixtă care se ocupă de cercetări sociologice și de marketing. Unul din fondatori e firma Balkan British Social Service, cu sediul în capitala bulgară Sofia. Institutul Liceu Brătianu face cercetări în științe politice și relații internaționale și ține de Academia Română.